Basme în limba română. Grădina secretă. Primul episod. Domnișoara Mary Lennox era într-o călătorie, una care îi va schimba viața și pe ea pentru totdeauna. Și dacă ați cunoaște-o pe Mary Lennox, ați ști că orice schimbare asupra ei nu putea fi decât în bine. Vedeți, în cei 10 ani ai săi, Mary Lennox a crescut în India. Din clipa în care s-a născut, mama și tatăl ei nu au dorit-o deloc. Toți servitorii din casă aveau indicație strictă. Ține copilul departe de mine pe cât posibil. Nici o reacție. Nici râsul, nici plânsul nu îi aducea pe părinți lângă ea. Oh, pentru Dumnezeu, oprește din plâns! E așa deranjant! Stresul nu e bun pentru machiajul meu, doar dă-i ce vrea! Și așa era. Că voia să o tragă de păr pe guvernantă sau să lenevească toată ziua în pat, îmbufnându-se și plângându-se, îi se permitea să facă ce îi plăcea. Doar că egoismul micuței făcea ca Mary să nu fie niciodată mulțumită de nimic. Apoi, o epidemie de holeră a lovit India. I-a ucis părinții și pe mulți slujitori ai casei, că nu mai era nimeni să aibă grijă de Mary. Prin urmare, a fost trimisă la unchiul ei, domnul Archibald Craven, în Anglia. Acolo mergea Mary cu doamna Medlock, șefa menajeră a acestuia. Doamna Medlock. Aduceți lucrurile domnișoarei Lennox, vă rog. Este camera ta, doar asta și următoarea. Nu ai voie nicio alta din casă. Marta va avea grijă de tine. Nu-mi place. Am 11 frați și surori acasă, cu foarte puțină hrană, iar tu ai mese pline cu mâncare bună, delicioasă și o batjocorești? Am zis că nu-mi place, deci ia-o de aici. Nu am mâncat? Nu, doamnă Medlock, spune că nu-i place. Dar cred că nu-i place nimic în viața ei. Nu-i de mirare că e așa firavă și slabă. Și sunt sigură că nu a zâmbit niciodată. Casa aceasta nu face pe nimeni să zâmbească. Dumnezeu apără copiii. Casa se numea Misselthwaite Manor. Un domeniu imens din Yorkshire, cu întinse grădini și livezi. Casa avea peste 100 de camere. Dar Mary avea voie să trăiască doar în două dintre ele și era singură. Aproape că nu avea cu cine vorbi în afară de Marta. Însă Mary nu plăcea pe nimeni și nu-i păsa de nimeni. Nici nu încerca să se împrietenească cu cineva. Așa, Mary ieșea afară, în grădinile frumoase, pentru a se distra. Într-o zi friguroasă alerga să se încălzească și să-și miște sângele. Aerul proaspăt de mlaștină, plin de mirasma frunzelor și a pământului, îi umpleau plămânii, simțindu-se înviorată și ușoară, ce nu cunoscuse vreodată. Astfel, a decis să iasă și să alerge în fiecare zi. Pe cât alerga, pe atât îi plăcea mai mult. Într-o zi, venind în grădină, îl văzu pe un bătrân grădinar muncind. Cine ești tu? Sunt Mary Lennox, am fost adusă din India. Tu cine ești? Ha! Ben Waterstaff, arăți posacă și îmbufnată. Te-au alungat de acolo? Cum îndrăznești să-mi vorbești ca... Mary era să arunce asupra acestui bărbat urâcios când, deodată, l-a văzut fluierând un șuier ciudat, apoi oprindu-se și zâmbind spre ceva. Ea privi și văzu o uimitoare priveliște. Ah, ticălos mic! Unde ai umblat? Să cercetezi mlaștina? Că am obosit, ha? Vorbești cu el? Ce pasăre este? Oh, acesta este Robin. Uită-te la el, grozavul! Toate secretele mlaștinii el le are.
Robinii sunt prietenoși și cred că a fost luat de fantezie pentru tine. Mary îl găsi atât de dulce și de drăguț că, pentru prima dată în viața ei, știa cum e să-ți placă de cineva. Zâmbea, râdea și, întoarsă în casă, nu s-a mai simțit așa singură. Ești altfel azi! Zâmbești! Marta! Un lucru uimitor s-a întâmplat azi! Și Mary i-a spus Martei despre frumoasa Robin. Marta a ascultat absorbită. Niciodată nu m-am gândit că aș putea fi prietenă cu o pasăre! Să vorbesc cu Robin a fost ca și cu o ființă reală. Atunci ar trebui să-l cunoști pe fratele meu, Deacon. Deacon? Deacon e mereu pe afară, căutând animale și păsări. A salvat așa mulți puișori ai căror mame au murit. Are o cioară pe care o strigă în funingine, două veverițe și o vulpe ca animale de companie. Mama crede chiar că acestea vin la el și împărtășesc secretele lor. Chiar? Și mama ta crede în astfel de lucruri? Mama mea e cea mai înțeleaptă femeie din Yorkshire. Mi-ar plăcea să-i cunosc pe Deacon și pe mama ta. Știi ce? Îi pot spune despre tine și sunt sigură că dacă doamna Medlock o cere, mama nu se supără să te viziteze. Acum Mary avusese două emoții. Pentru prima dată în 10 ani. 1. Să o cunoască pe mama Martei, doamna Sorbury, și pe fratele ei, Deacon, și 2. Întâlnirea cu Robin. Așa, ea alergă spre Ben, care lucra, sperând că îl va chema din nou pe Robin. Și cât aștepta, îi plăcea să-și privească, scoțând burghienile din pământ, săpând și plantând tot felul de semințe și uneori, când era bine dispus, se încumeta să vorbească. De cât timp ești aici? Mai bine de 20 de ani. Casa nu mai e veselă ca atunci când era ea aici. Ea? Despre cine vorbești? Doamna Craven adora grădinile. Îi plăcea să vadă plantele crescând. Voia să plantez minunate flori în aceste grădini. Nu văd flori aici. Nu te lăsa păcălită. Sunt multe lucruri ce umblă pe sub acest pământ cu chip liniștit. La primăvară vei vedea flori împinse din pământ într-o mulțime de culori și miresme atât de frumoase că nu ți-ai imaginat vreodată. Mi-ar plăcea să văd lucruri prinzând viață. Aș putea planta flori și alte lucruri? Este un domeniu mare. Ți-ai putea alege singură un petic. Eu n-am timp, sunt ocupat. Seara, Mary s-a întors acasă cu gândul la o grădină ce prinde viață, la flori ieșite din pământ și la doamna Craven. Azi am vorbit mult cu Ben Weatherstaff. Mi-a zis despre lucruri ce cresc primăvara și de doamna Craven. Am uitat să-l întreb. Unde e doamna Craven? A murit. Grădina asta frumoasă era a ei și împreună cu domnul Craven o săpa și o îngrijea. Într-o zi stătea pe ramura unui bătrân copac când aceasta s-a rupt și ea a căzut. A fost rănită atât de grav că a doua zi a murit. E oribil! Domnul Craven avea inima zdrobită, că grădina era închisă și nimeni nu știa unde era cheia. Nu a suportat să mai rămână în casa asta. Așa, el mai mereu călătorește și nu vine aici niciodată. De asta nu l-am văzut încă? Vai! Nu te-ai întrebat până acum de ce nu l-ai întâlnit? Până acum nu am plăcut pe nimeni și nimeni nu m-a plăcut. Așa am presupus că domnul Craven nu mi se arată căci nu mă place. Cum se poate să nu-ți fi plăcut nimeni? Asta când eram în India. De când sunt aici, m-am schimbat. Acum îmi place Robin, Ben, de tine și, deși nu i-am întâlnit, îmi plac deja mama ta și Deacon. Și mă întreb dacă domnul Craven o să-mi placă. Mi-aș dori să nu fie prea dărâmat.
Văd că verdeața îți face bine. Ai început să-ți termini mâncarea și ai încetat cu tamtamul, apoi să simpatizezi oamenii și păsările și acum ai compasiune pentru nenorocitul tău unchi. Merge bine! Vreau să cultiv o grădină a mea! E cea mai bună dorință pe care ți-ai fi pus-o! Dar nu știu cum! Ei, poți să-i cer lui Deacon să aducă niște unelte și semințe și sigur nu se opune să te ajute. Oh, chiar? Primesc un shilling săptămânal și n-am unde să-l cheltui. Ți-l dau ție. Ah, ești bogată, domnișoară Lennox. Să-i dăm lui Deacon. Mary abia așteptat să-l cunoască pe Deacon, să ia semințele și uneltele de la el și să le planteze. Căuta un loc bun pentru început. Într-o zi, se plimba prin grădini când a ajuns la un zid care nu avea ușă. Oricât s-a străduit, nu a găsit o ușă. Se întreba ce-o fi locul acela înconjurat de un zid care nu avea ușă. Brusc, un fâlfâit se apropia și se cocoță pe umărul ei. Era Robinul. Tu! Hei! Hei! Robinul a zburat peste zid și s-a cocoțat pe un copac din cealaltă parte. Astfel, lui Mary îi veni o idee mare, interesantă și uimitoare. Grădina ce a fost închisă 10 ani! Grădina secretă! Sunt copaci după zidul acela? Deci asta acoperă zidul? Robinul locuiește în grădina secretă? De parcă simțise nedumerirea ce-i năvăli inima lui Mary, Robin zbură spre ea și o chemă. Mary îl urmă alergând. Ce cauți, micuțule? Vrei ceva de acolo? Să încerc să-ți iau... O cheie! Cheia! A grădinii secrete! Dar unde e grădina secretă? Unde e ușa pentru cheie? Oh! Spune-mi, dragă! Dragă Robin, te rog, te rog, du-mă la ea! Și, ca prin magie, Robin zbură și ghidându-o către o parte a zidului. Habar n-aveam că iedera se revarsă! Aici e! Aici! Ușa! Ușa! Spre grădina secretă! Ce comor va găsi Mary în grădina secretă?